dacă simți că faci, dregi, înregistrezi și cumva nu ești băgată în seamă, da, fetele, băieții? E cumva, asta mi-a plăcut răspunsul ăsta, schimbi percepția și înțelegi că dacă ai fi băgat în seamă de mai multă lume, să zicem, da, de lumea, câmpul energetic al tău și nu numai, ai fi ruptă. Ruptă din soare, da. Ruptă. Și atunci e cumva... astea sunt vremurile, e în viteză, totul se transformă în afară. Și tu cum vezi lumea și cum o percepi, e fantastic. E, da? Nu se compară cu nimic și cu nimeni. Și dacă o percepi așa și o vezi așa, cum ai, da? E povestit atât, doar atât. Și e cumva ca un petec de pământ. Nici nu e ceva întreg sau rotund sau e, da? Știu că sună în auzul altora și în vederea altora ești ieșită din comun. Ăsta, lăuntrica te om. Cum e? Bine, acum. Bine, lăuntricul tău e atât de puternic, de unde pornește totul, da? Ai portalul înăuntru tău a lumii tale, a proiecțiilor, e atât de puternic că nici nu e nevoie să fie, știi cum ziceam la început, trebuie echilibrat dinăuntru, în afară, din afară, înăuntru, nici nu e nevoie să se echilibreze deja. Pentru că a înflorit și a înțeles lăuntricul tău așa de multe, că în afară doar ieși din când în când și... ok. Și intri înapoi. Sau, oh my God! Da? Un fel de plouă sau ninge. Dacă e foarte frig, n-ai să te plimbi sub, da? Sub lacrimile naturii, sub ploaia. Uite, am simțit acum, în viteză, da. Schimbare. Căpșorul cum te deranjează, te doare. Cineva zicea în Războiul Magic că ți se face, ți se drege. E un proces, treci și prin așa ceva, dar tu știi una și bună. Cum ți se așa, cum treci dintr-o lume în alta, sare. Da? Se transformă organismul. Bun, asta vroiam să zic. Da. Și... nu uita că se personalizează totul, da? Dinăuntru tău, cât să se personalizeze? Cât să... să mătru prin casă. O să dai o fugă la magazin și să-ți iei de ce ai nevoie. Da, acolo am ajuns, acolo. Păi, dar și atunci ce? Unde e bucuria? Să vezi ce bucurie e. Să vezi ce bucurie e să mături și să înțelegi niște lucruri prin casă, da? Cum povestea cineva. Am ieșit să dau mâncare la pui și uite așa dând mâncare la pui, mi-a venit o idee. Da. Dar ele, ideile au început să-ți vină, nu? Un fel de, mamă, ce tare e asta, cui să-i zic, cui să-i spun, nu mai e. Ți-a venit ideea și, da, acolo ești. Aha, moment dismis. Ți-a venit o idee, ai toate, ți s-au deschis toate aturile, ai cheile de la toate portalele, toate transformările îți sunt la dispoziție și când ai văzut că sunt toate deschise, toate portalele în jurul tău, numai portale, ai făcut și ai intrat înapoi. Înăuntru, da? Oh my God! Ți-e inima în dinți și începi să survolezi ce ți se propune, da? Ok.
Am mai zis. Da. Ce? Ce? Aha. Da. Trei măști. Da? Fața cu trei chipuri. Asta vreau să zic și asta chiar a căzut. Cum ai observat tu ce făceau magii în 3D? Acum nu că observ și a, asta făceau, nu asta făceau. Asta ești tu acum. E ca și cum te oglindești. Tu când vezi ceva, omul poate nici să nu măgească, nici să nu fie, nici pe departe mag săracul și, da? Fetele băieții, mai ales în cuplu, dacă vă întâlniți, sărituri cuantică și se întâlnesc doi. Și tu vezi ceva și îți pui mâinile în cap și de fapt tu ești aia, tu faci. Tu îți dai seama, tu survolezi măștile, tu ești în fața omului, apari ca un harem întreg de harem de chipuri, nu în sensul, dar în sensul de, da? Și înnebunește omul și nu înțelege și îl sperii și, da, fetele băieții? La care tu ai reacția asta, domnule, ce face omul ăsta, cu ce se ocupă? Și tu ești aia, tu. Fiecare la rândul său descoperă ce are să descopere, știi? Îi se deschide. Și toate, tot ce, nu că îți dorești, că nu mai ești acolo, tot ce înțelegi e posibil. Deci nu că îți dorești, e posibil. A, e scenariu, e scenariu. A, asta e. A, aha. A, nu mai e, nu poate să ajungă în masca aia, un vecin, să zicem, o vecină, da? Că te-ai uitat la ceva, la niște știri sau niște pe YouTube la fetele cu ghioc și odată vezi fața, o recunoști din vecini sau vecine și zici, nu pot să cred, alt nume, alt, dar energetic e el sau ea, pe cine cunoști tu? Îți dai seama, dai seama omul la rândul lui când se uită despre tine, să vadă, să înțeleagă și pune mâinile în cap, da? Deci distrează-te, acolo e și good luck. Da, 10 de pentacle, uite, 10 de bănuți ai primit, adică în toate direcțiile te răsfeți. Te răsfeți energetico-mental, că îți place la nebunie, da? Îți place la nebunie să înțelegi, ești curioasă, curios, fetele băieții, da? Să afle, să... Acolo ești, acolo ești. Nu te mai interesează să gătești, să faci, să... pentru omul iubit, pentru fetele băieții. Pentru o femeie iubită, cine cum, care cum se simte. Nu te mai interesează să-i faci confortul nu știu cui, gata, chiar de... Ești curioasă, dar cum merge, dar cum... Omul vine cu... Îți dai seama, cupluri. De-abia se întâlnesc, de-abia are un vis el sau ea și vine cu flori sau cu propuneri sau și tu... Dă-te la o parte. Cum dă la o parte florile și uite-te la om, bine, bine. Dar cum faci tu asta? Și omul nu are treabă, o idee nu are despre ce vorbești. Înțelegi? Dar tu simte-te bine, fii tu. Asta înseamnă fii tu și mergi pe drumul tău. Nu ai treabă. Dar ce o să creadă despre mine? Dar ce o să zică? Dar o să par în fața rudelor mele, a prietenilor, a colegilor, un nebun, o nebună. Nebunul face lumea. Acolo e. Da, e facerea lumii acum. Așa, drum bun. Ok.